Astăzi avem onoarea de a-l avea alături de noi pe Călin Georgescu, un expert cu o vastă experiență în domeniul dezvoltării durabile și unul dintre cei mai vocali susținători a independenței economice a României. De-a lungul carierei sale a fost reprezentantul României la ONU și a luat parte la inițiative internaționale care promovează sustenabilitatea și protecția resurselor naturale. Nu de mult, Călin Georgescu a lansat cartea Cumpăna României, în care propune un plan ambițios axat pe trei piloni esențiali: apă, hrană, energie. Călin Georgescu ne va împărtăși astăzi perspectivele sale asupra viitorului României și ne va vorbi despre soluțiile concrete prin care țara noastră poate deveni mai rezilientă și mai puțin dependentă de resurse externe. Este o ocazie rară să discutăm despre ideile sale inovatoare și viziunea unui viitor mai sigur pentru noi toți. Timotei Onoriu, împreună cu invitații săi, într-un podcast în care explorează intersecția dintre credință, moralitate și lumea în care trăim astăzi. Într-o lume în schimbare rapidă, în care prezentul se ciocnește adesea de valorile creștine, căutăm să descoperim adevărurile mai profunde care ne ghidează. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, vrem să intrăm în temă. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți dumneavoastră valorile tradiționale, cum sunt credința, familia, în consolidarea societății moderne românești? Eu sunt creștin, sunt român, am în valoarea mea demnitatea familiei mele și demnitatea poporului român. Și toate acestea sunt prinse în baza și în fundamentul înaintașilor. Așa am fost crescuți toți. Acum, sigur, este altceva, dar asta este baza. Fără așa ceva nu poți să mergi mai departe. Știți că istoria, așa se spune, este un lucru sfânt. De ce? Pentru că ea este adevărată și unde este adevărul este Dumnezeu. Aici este ideea. Dar este un lucru sfânt, istoria. N-ai cum să ștergi istoria cum ai șterge praful de pe mobilă. Asta nu se poate face așa ceva. Cine nu o cunoaște, nu-și dă seama că ea se repetă. Nu numai asta, dar cine nu cunoaște nu are cum să-și consolideze prezentul și mai ales viitorul. Că pleacă din clipa pe care o creăm acum, viitorul. Nu poți să faci ceva dincolo de clipa pe care o creezi. Așa am văzut asta la toți artiștii, în special pe care România i-a avut în decursul istoriei. Indiferent că a fost Brâncuș sau a fost Enescu, care a fost art peste timp. Gândiți-vă că Enescu a făcut din muzica populară, a făcut concert universal. Da. Asta a făcut. Da? Iar Brâncuș ne-a pus pe orbita lumii. Știți că acum, de curând, am aflat, s-a consolidat Muzeul Brâncuș la Paris, care a fost finanțat în exclusivitate de către statul francez. Statul român n-a băgat niciun ban în povestea asta. De aceea, vedeți, și acum Brâncuș este acolo, mormântat și nu este în pământul românesc. Dar câți nu sunt înmormântați în străinătate, domnule Georgescu? Câte valori are României? E Enescu, de care ați pomenit și dumneavoastră mai devreme? Uitați, eu vă spun, când eram copil, ca să mai ieșim puțin din uzul ăsta și îmi par și plăcere că sunt la noastră în emisiune de asta politică, așa, care este, mă rog, într-o stare de asta mai statică și mai șablon. M-am născut în Cotroceni și acolo mama mea era prietenă foarte bună cu Herle, Nicolae Herle. Și copil fiind așa la 5 ani, cam pe aici așa, 6 ani, mă duceam la el acasă cu mama. Și se antrena, făcea vocalize. Și mă mângâia așa pe cap, parcă văd și acum. Era foarte elegant, avea mereu o eșarfă așa la gât. Și când cânta, știți, era senzația că nu trebuie să respiri foarte mult ca să nu pierzi. Așa aveam senzația ca și copil, să pierzi din ceea ce Herlea, practic, îl cânta pe Dumnezeu. El nu avea, așa simțeam eu ca și copil. Și Herlea, înainte de 89, face socoteala, a plecat în Germania. Avea doi băieți mari, așa cam cum sunteți dumneavoastră, mi-amintesc când eram copil. Și a plecat toată familia în Germania. Și acolo a și murit, apropo de ce a spus mai devreme.
Și exemplele sunt nenumărate în sensul ăsta. Dar știți că tot veni vorba de copilărie. Mi-am amintesc în școala generală, școala 196, undeva în Balta Albă, că ne-am mutat din Cotroceni, ne-a văzut casa cineva de pe la partid, a venit acasă la părinții mei, a pus să semneze că le dă un apartament în locul casei. Uh-huh. Eram casa lângă Herle. Și mama și tata, sigur, ei nu erau membri de partid, povestea am înțeles-o după aceea, am văzut doar așa puțin agitația în casă și demnitatea tatei care nu accepta niciun compromis. Și au încheiat socotelele cu băieții ăștia de la partid și ne-am dus în Balta Albă. Și acolo școala trebuie să mă duc la școală, nu? Ce diferență! Da, da. Și m-am dus la școală 196, parcă văd și acum. Domnule, și acolo, domnul Noriu, acolo, era frumos așa, foarte frumos, erau învățătorii destoinici și asta. Dar cel mai mult mi-a plăcut muzica. Și acolo aveam, nu mai știu numele ei, o profesoară subțirică, așa era, foarte subțirică, așa. Subțirică, o profesoară de muzică, care era de etnie romă. Dom'le, avea o cultură colosală. De la ea am învățat prima dată de Mozart, de Beethoven, de Enescu, de Lipati, de Dinu Lipati. Cine știe astăzi de Dinu Lipati? Al cărui naș a fost, de la ea știam, Enescu. Enescu a fost nașul lui Dinu Lipati, înțeles. Și așa i s-a făcut un cor la școală, eram în cor acolo. Și a venit la școală la un moment dat cu câteva CD-uri, cum erau CD, știți cum erau, de asta negru așa, da, cum da, se da. Chema, un disc de acela. Era un pick-up, cum se chema. Și ne punea muzică de Mozart și după aceea ne-a pus Gabi Lunca. M-ați înțeles? Dom'le, și am ascultat primul cântec care mi-a marcat copilăria și să vedeți ce transformare a fost după aceea, era Dă mamă cu biciu mine. N-am să uit asta toată viața. Foaie verde mărăcine, dă mamă cu biciu mine. Dă mamă cu biciu mine că n-am ascultat de tine. Că dacă ascultam de tine, ce fericită eram. Da. Bun. Și am ascultat. Și nu era, adică senzația mea, vă dați seama, eram în clasa, când era acolo, așa, clasa, 8 clase erau acolo, nu? Deci clasa 6, 5, 6, 7. Și senzația mea a fost că e ceva care nu e standard. E altceva, era ceva divin. Cuvintele, modul de exprimare și de rostire a lor de către Gabi Lunca, mai ales în acest cântec, aici mi-a marcat definitiv viața. Vedeți cum s-a dus. Și mă duc la ea și îi spun, nu imediat, după vreo 2-3 sesiuni de muzică, și îi spun, vreau și eu să cânt. Zice, ce vrei să... Păi zice, am auzit, am văzut și eu acolo. Că vedeam pe la ea cine venea și erau niște chitariști care cântau cu ea. Zic, vreau și eu să cânt și eu la chitar. Zice, bine, roagă-l pe tatăl tău să îți cumpere o chitară și te învățăm noi. Și mi-a cumpărat tata o chitară, Regin, se făcea pe vremea da, Regin. Da, 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 la formidabil, fabrică. La... Formidabil, era un, da, ceva deosebit. Și mi-a luat acea chitară și m-am dus la ea, repede, cu chitară. Și mi l-a dat pe nepotul ei. Nu mai știu numele de familie, dar l-a chemat Ciprian. Domnule, Ciprian, fiți atent aici, n-avea nicio școală. Zero. Asta am aflat după aceea. Ce o școală? Era un geniu. Cânta la vreo 5-6 instrumente. Și la vioară mi-a cântat toată Paganini. După ureche. Extraordinar. Deci era pur și simplu ceva de vis. Am învățat de la el notele, am învățat portativul, ce înseamnă, să te uiți cum să citești notele. Și am cântat la chitară cu el. Și primul cânte pe care am dorit să-l cânt a fost Dă mamă cu biciul mine. Da, și asta am cântat cu el.
Și am fost foarte trist când după câțiva ani intrasem la liceu, care nu era foarte departe de școală. Era matematică, fizică și stătea într-un bloc, așa, parcă vă și acum, chiar la stradă, un bloc cu 4 etaje, la etajul 1. Și mi-a ce scăpam de la liceu, pac, mă duceam la el. Și el cânta la țambal. Era ceva care... Și spui, domnule, cântă la țambal. Domnule, ca să cânți la țambal, trebuie să fii... Vedeți, dumneavoastră, trebuie să fii un mare artist. Trebuie să fii pur și simplu să comunici cu Dumnezeu la țambal. Că nu e o chestie așa, dai acolo și... Deci este o armonie întreagă. Este armonia culorilor, este armonia naturii, este ceva de vis. Și el cânta la țambal și eu cântam la chitară. Și diverse melodii. Dar făcea treceri masive de la muzică simfonică, la muzică clasică, la Gabi Luncă, la Doamna Dumitru Siminică. Deci era o muzică populară, erau de toate. Era pur și simplu de vis. Și la un moment dat mi-a spus, zice, știi, zice... Azi este ultima lecție. Zic, cum? Zice, da, uite, am primit un contract în America și trebuie să plec acolo. Am fost atât de trist și acum, când îmi amintesc de el. Pentru că, pur și simplu, mi-a marcat copilăria și tinerețea. Pentru că prin chitară și prin ceea ce am cântat și ascultam des Gabi Luncă, pentru că mi se pare că așa e și denumită doamna muzicii lăutărești. Și a fost ceva de vis și Ion Onoriu, care era soțul ei, cum cântau împreună. Până am văzut genialitatea multora la Clejani și mulți alții. Da. Deci, și ce nu se înțelege aici? Că toți sunt lăsați de Dumnezeu, toți oamenii. Și aici este o singură linie pe care ea o cântă. Iubire. Ea asta a cântat. A cântat, de fapt, propoziția care este cea mai fundamentală, de departe, este propoziția fundamentală, de fapt, nu cea mai fundamentală în toată istoria omenirii, care spune Dumnezeu este iubire. Asta a cântat Gabi Luncă. Să știți de la mine. Asta a cântat. A cântat până în ultimul moment asta. Deci când ea cânta, dacă tu erai conectat cu Dumnezeu, nu puteai decât să plângi. Nu aveai altă soluție. Toate melodiile de pe vremea aia aveau o temă. Păi, tema asta era, pe care v-am spus-o, iubirea. Că de aici vine totul. De aceea societatea de astăzi, că toți ați întrebat la început, nu poate să-și revină dacă nu înțelege iubirea. Așa este și programul meu de țară, Hrana, Apă, Energie. Nu este ceva pe care îl propun poporului român. Și nu de acum, de 14 ani l-am propus. Nu este ceva venit dintr-un sertar sau dintr-un studiu, așa zis, științific, indiferent de instituția de unde vin. Este ceva legat de pământ, exact cum cântau ei. Păi un artist de asemenea calibru, sau toți ceilalți, Amza Pelea, face socoteala, artiștii mari, Dem Rădulescu, toți artiștii în România trebuie să fie, din punctul meu de vedere, eu așa aș face, vă spun, s-ar face orice conducător de glie adevărat, ar trebui să devină valori naționale intangibile. Intangibile. Păi Gabi Luncă este un far. Eu așa am considerat. Un far. Că ăștia spun, domnule, că nu știu că muzică lăutărească. Păi, domnule, nu înțelegi ce înseamnă muzica lăutărească atunci. Pentru că ea vine dintr-o profunzime titanică. Gheorghe Zanfir. Gheorghe Zanfir, cum să spun, el cântă la sufletul umanității. E un tezaur, Gheorghe Zanfir. Ați înțeles? Da. E un tezaur viu. Și ei încă sunt vii. Numai că nu sunt înțeleși. Cine mai ascultă astăzi Gabi Luncă? Adică diferența este că era relația cu Dumnezeu. De aceea acum oamenilor le este frică. Și ce înseamnă frica? Frica este o relație viciată pe care o ai cu Dumnezeu. De-aia le este frică. Pentru că relația ta cu Dumnezeu, înțeles, este viciată. Tu nu ai o relație, nu comunici. Ea era foarte relaxată și toți ceilalți. Profesoara mea de fizică, de muzică, cum v-am spus, Ciprian, care m-a învățat chitara și muzica, practic. Deci el m-a învățat, cum să vă spun, cum să ascult sunetele divine. Asta făcea. Deci, încă o dată vă spun, avea 4 clase. 4. Și de aici te uiți la ei
Și, de fapt, știți cum e chestiunea? Cel mai mare vindecător al lumii este Iisus Hristos. Și n-a avut nicio diplomă. Așa. Cel mai mare învățător este tot Iisus Hristos și n-a avut nicio diplomă, niciun doctorat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cel mai important lucru este creativitate, creația. Și este ca tu să ai entuziasm în ceea ce faci. Vedeți? Deci, prin tot ce ar trebui să facă societatea, statul, care este de departe, este o capodoperă a societății, este cea mai mare, să spun așa, idee și descoperire pe care societatea a făcut-o, descoperind statul. Statul este cel care este în slujba cetățeanului și el, asta este formula, așa s-a născut, și el trebuie să dea voie oamenilor, eu asta vreau să fac în România, să dea voie să aibă creativitate. Adică să se desfășoare, să-și exprime fiecare genialitate. M-ați înțeles? Asta este de fapt conceptul. Și nu contează neapărat numai că oferi pachetul de educație, dar nu poți să-i obliști pe toți, cum este astăzi, ce puțin, să facă același lucru. Și eu ce vă spun, vă spun dinainte de 89, unde, sigur, situația nu era foarte fericită, știți bine, cu regimul la acea vreme, dar era o libertate a valorilor. Dar marcantă. Existau niște valori, domnule Georgescu, sigur erau că niște valori naționale, uriașe. Da? Fotbaliștii de la vremea aia erau foarte respectați, păi erau păi, da, parte din cultura românească. Apropo de ce vă spuneam, păi Nadia Comăneci, cine își imagina, de la Onești? Da, dintr-un așa bloc de, nu, un apartament de 3 camere și ajuns să ai 10, n-a mai fost nimeni în istoria. Deci în lume, vorbim în lume. Gândiți-vă și astăzi câte valori nu sunt în România care pot să fie următoarea Nadia Comăneci și nu sunt susținuți. Da, pentru că nu există ce v-am spus mai devreme. Ce am văzut eu la Gabi Luncă, că tot veni vorba de această istorie. Iubirea. Iubirea nu este o relație, să știți, între oameni. Eu asta am văzut. Atunci am înțeles-o. Am văzut la Nicolae Herle. Am văzut-o personal, ca și copil. Nu este o relație a lui cu soția lui sau cu familia lui. Era exprimarea iubirii către toți. El așa urca pe scenă, Nicolae Herle. El urca pe scenă prin darul iubirii. Și rețineți, a plecat din țară. A plecat din țara lui. Eu vă spun, nu am niciun fel de informație, evident, după că practic eram acolo vecin și era mama care era prietenă cu familia Herle. Asta era tot. Mai era și regimul înainte de 89, normal că n-avea niciun fel de comunicare. Dar așa intuitiv vă spun că a plecat cu o durere imensă sufletească din țară. Mai ales Herle. Sunt convins, 100%. Păi vă dați seama că a fost țara pe care el a reprezentat-o, în care el a pus sufletul lui. Păi cum să nu? Păi n-au pus pe orbita lumii. Și să apropo de toți care se duc în Franța. Păi turnul Eiffel, al lui inginerul Eiffel, știți cum s-a făcut? Cu fier. El trebuia să facă era ideea acestui turn ca un simbol al supremației franceze. Dar nu știa cum să-l structureze. Și au venit unii la el și au zis, domnule, un român la Ploiești. Nici nu știa unde e pe hartă. Cine, domnule, cum îl cheamă? Gheorghe Pănculescu. Era inginer structurist. S-a dus la Ploiești și l-a învățat Gheorghe Pănculescu. Este și acum la muzeu, la Paris. Este, dar undeva, știți, undeva deoparte, așa că e român. Se vadă prea. În sensul ăsta, da. Păi datorită lui Gheorghe Pănculescu este turnul Eiffel astăzi, să știți. Dacă nu era Gheorghe Pănculescu, nu era. Asta este ideea. Și România au marcat, practic, istoria civilizației acestei lumi. Civilizație care astăzi este secătuită și, practic, pe un topogan uriaș din punct de vedere al concepției umanității,
Deci noi ne pierdem umanitatea astăzi prin ceea ce se întâmplă de jur împrejurul nostru, pentru că nu mai este o relație cu Dumnezeu. Este o carte scrisă recent a unui neamț, zice, am zburat de la Dumnezeu ca omenire. Noi nu mai suntem aici în poziția doar de a ne apăra statul nostru și națiunea, cum ar fi la noi, națiunea românească. Eu vă spun foarte precis asta. Sigur că este. Normal. Dar peste asta este să ne apărăm umanitatea. Este un proces de dezumanizare care se întâmplă la nivel mondial. Prin lăturarea valorilor, prin lăturarea culturii... Nu, prin... în special prin două piese, vă le spun eu. Familia, asta e principala fortăreață, care a fost dintotdeauna. Așa e. Ce cântau cei și Herlea și Gabi Lunca, a vorbit de ei și alții? Asta cântau. Familia. Ce cânta Brâncuș? Asta cânta. În toate operele lui. În toate piesele pe care le făcea. Asta era ideea, simbolul. Viața, umanitatea, care pleacă din familie, din iubire. Și fără iubire, știți cum e? Iubirea astăzi este cel mai ascuns lucru. De-aia este cel mai rar. Ați înțeles? În lume. Este cel mai rar lucru. Multe le găsești foarte des. De exemplu, jocurile de pariuri. Sau conflictele, sau războaiele. Iubirea este foarte, știți, undeva acolo. De-aia nici nu este pace. Eu am spus asta. O vedeam în sesiunile unde participam. Am lucrat aproape 17 ani în sistemul acesta al Națiunilor Unite, câțiva ani în România, 5-6, și după aceea în afara țării. Și vedeam în întâlnirile oficiale mari, cele care erau prezentate publicului, adică erau accesibile, și cele care erau separate, erau, să spunem așa, întâlniri discrete pe aceeași temă. În ambele, pacea, respectiv iubirea, era acolo, în colț, știți, ca o cenușăreasă, undeva ascunsă, așa, sub draperie. Nu e ceva așa important pentru da. Ei. Și se vorbea. Se vorbea de pace. De la început până la sfârșit. Dar nu este de dea voie să vorbească păcii. Pacea n-avea voie să vorbească. Vorbeau ei. Foarte bun asta. Și cum vorbim despre pace? Păi trebuie să ne înarmăm. Așa am văzut la sesiunea ONU, acum. Cea 79-a sesiune ONU de la New York, care a avut loc acum două săptămâni. A fost pactul viitorului, o concepție ridicolă, în sfârșit, promovată de Germania și Namibia, că trebuie cineva să o promoveze, că așa e statutul Națiunilor Unite, și după aceea sesiunea ONU. Și acolo a spus așa, pacea, da, zice, vrem pace, dar trebuie să distrugem Rusia. Din distrugerea Rusiei. Asta nu e pace. Înțelegeți ce vă spun? Eu nici nu am ce să comentez de ce este. Deci nu discut chestiunile astea de conflicte, da? Uh-huh. Eu discut ca și generic vorbind. Da, putea să fie oricine acolo. Nu mă interesează. Dar mă interesează conceptul în sinea lui. Adică nu o să folosești puterea cuvântului. Că la început a fost cuvântul. La început nu a fost măcelul. N-a fost violența. La început a fost cuvântul. Deci prin cuvânt tu te adresezi celui de lângă tine care empatizează cu umanitatea. Că el este om. Ați înțeles? Dacă te doare, ești viu ceva. Dacă te doare durerea altora, ești atunci ești om. Spunea Tolstoi. Asta este ideea. Prin urmare, în acele sesiuni, cum v-am spus, pacea, respectiv iubirea, de fapt una și același lucru, erau undeva supreși. Și nu aveau, și nici n-au apucat vreodată. Eu personal, eu nu am văzut, credeți-mă, în atâția ani de zile, până mi-am dat demisia din Lehamite, nu am văzut niciodată pacea vorbind. Dom'le Georgescu, să fim serioși, sunt atâtea conflicte în istorie făcute în numele păcii păi și numele dragostei. Da, despre asta e vorba.
Pentru că oamenii au ajuns să le enunțe de pe buze. E un concept de care parcă au auzit și ei cumva, dar nu l-au cunoscut. Da, dar asta este rolul nostru acum. Și în special, eu vă spun clar, omenirea și s-a trezit. Eu văd asta în jurul meu. Și cel puțin legat de tineri, care sunt principala piesă de rezistență în această schimbare, pe tineri nu îi mai interesează altceva și nu îi va interesa altceva, mai ales la aceste alegeri. Știți că alegeri sunt peste tot în întreaga lume. Da. Sunt peste 50 da, de ani. Da, de România. Da, 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 da. Mă rog, vorbim și de România și de în primul rând alegeri. În America. În America nu mai vorbim. Nu îi va interesa altceva, o să vedeți, decât adevărul. Ei s-au săturat de minciuni. Nu mai vor să asculte minciuni. Nici pentru ei, nici pentru părinților, nici pentru bunicilor. Cum vin alegerile, se măresc pensiile. Dar pensia nu poate să acopere nici inflația. M-ați înțeles? Deci masa monetară, ca și inflația, a crescut în ultimii peste 15 ani de 6,5% conform... Da, sunt date publice, da, da, da. Exact, oficiale. Dar, practic, prețurile, pensiile, salariile, astea nu au crescut. Da, le mărește crescut, puțin, dar nu sunt indexate, da, niciodată. Da, știți, pentru un tratament de autism, costul unui tratament de autism, pentru, și nu sunt puțini, foarte mulți. Mai ales în ultimul timp. Exact. Și o să putem vorbi și acest subiect, dacă îmi permiteți. Chiar, vă rog. Este de 14.000 de lei. Din care statul nu acoperă nimic. E incredibil. Așa cum e vestul, se acoperă 100%. Așa mi s-ar părea normal. Deci aici nu se acoperă nimic. Ori tu te gândești, dom'le, băieții ăștia care practic i-au stat până acum și sunt în continuare la putere. Și îi spun, vrem în continuare putere. Și promit lucruri care nici ei nu le cred. Nu știu cât de tare și le doresc, domnule Georgescu. Ne mai vorbind că nu și le doresc. Dar tema este alta. Eu vă spun. Eu de aceea am precizat. Nu sunt într-o campanie politică personală. Eu sunt aici să facilitez împuternicirea poporului meu. Nu mă interesează altceva. Pentru că totul se poate schimba doar prin iubire. Nu se poate schimba prin altceva. Este imposibil. De aceea nici nu mă interesează să vorbesc despre nimeni. N-am făcut-o și nici n-am să o fac vreodată. Vorbesc de cei care... Da, de contracandidații dumneavoastră. Da, pentru că nu sunt în această poziție. Asta poate să judece poporul român. Dar poporul român este, ca drept credincios, este cel care va schimba și în special tineretul. Vă spun sigur asta. Pentru că nu mai sunt dispus să accepte minciuna. Vlahuța asta spune. Zice, minciuna se grăbește. Adevărul niciodată. Așa, adevărul așteaptă. Adevărul așteaptă. Și ideea se grăbesc. Deci cu toate se grăbesc. Se grăbesc, se grăbesc, se grăbesc. N-au răbdare. Adevărul are răbdare. Pentru că adevărul nu este, n-are nevoie de o autoritate să fie menționat. Pentru că el însuși este o autoritate. Adevărul. Și în acest motiv, oamenii nu înțeleg și nu înțeleg nici valorile. Mă întorc puțin la prima dumneavoastră întrebare. Valorile imense care au marcat nu doar țara noastră, au marcat umanitatea întreagă, apropo de ce am avut noi în țară, ce au avut și alții, sigur că da. Dar vorbim de noi, ca popor. Da? Păi eu când citeam istoria la aceeași școală unde aveam profesoarea de muzică și citeam de Ștefan cel Mare la Podul Înalt, eu vă spun cum citeam eu, ca și copil. Eu eram acolo, pe cal. Eram în spatele lui pe cal și dădeam dispoziții alături de el la luptă și să ne apărăm pământul. Și acolo eram. Acum spune istoria. Deci nu mai e istoria românilor. Așa era înainte. Era istoria românilor. Adică istoria românilor. Așa se numește materia. Asta se numește istoria românilor. Acum este istorie. Sigur, în istorie o să pui diverse. Și până la capăt, istoria, cel puțin ultima perioadă, este scrisă de cei care au preluat care câștigă puterea prin mijloace nu tocmai morale.
ci vin și spun învățați asta. Dar de ce nu învățați voi ce vă spunem noi? Invers. Ideea este că moralitatea ființei umane, acesta este proiectul mare pe care Dumnezeu îl are pentru România. Și în mijlocul acestui concept de moralitate se află iubirea față de semenii tăi. Nu se poate face altcumva decât numai așa. Muzica, vedeți dumneavoastră, am venit spre dumneavoastră la studio. Și chiar așa mi-a sărit în noi. Mă uitam așa la lume și când eram în mașină și mergând pe jos până la dumneavoastră aici. Lumea nu zâmbește, nu râde. Spui bună ziua cuiva, se uită ciudat. Ori nu spune, ori se uită așa ciudat la tine, nu-ți răspunde deloc. Zice, dom'le, ce ești cu nebunul ăsta? Spune bună ziua. Deci ce treabă mea cu el? Ne? Adică e vorba de relația umană. Și pe asta mă bazez și eu. Adică în acest program de țară, hrană, apă, energie, care este un program identitar. Într-un moment în care toată Europa, iau numai Europa, ca să fiu mai precis, da, suferă de hrană. Are mâncare, dar nu are hrană. Este altceva. Da, am înțeles ce spuneți. Deci mâncarea este ceea ce găsim la supermarket. Cu euri, cu plastic, cu organisme modificate trebuie genetic. Trebuie să fie multă, trebuie să fie rapidă. Exact. Și să umple. Ați văzut, toată lumea ia... De ce credeți că pune coșul acela? Ați văzut pe rotil. Păi cum poți să te duci tu cu așa ceva? Amintiți-vă cum se ducea bunica dumneavoastră. Cu plăsuța. Exact. Se ducea mama cu un coș de rafie. Și punea 3-4 roșii, 2-3 morcovi, 2-3 ardei, câteva ouă, am zis, o sticlă de lapte. Asta era în coș. Acum te duci cu acel cărucior care, poate ați văzut, eu mă mir și n-am văzut doar în România, să știți chestia asta. Am întors și în Austria și în multe alte locuri. Da. Și coșul acela este imens. E plin. Și mai pune și, ați văzut că e și jos acolo, e loc. Și mai pune și pe mânere. Pune diverse plase. Dom'le, și să te gândești, adică nimeni nu... Adică să iei să întorci pachetul ăla, indiferent ce este în el de mâncare sau ce-o fie acolo, speri, îl întorci și citești eticheta. Și vezi peste, repet, 25-30 de ingrediente. Pe cum poate să fie un corn făcut din 30 de ingrediente? Când are o chestie simplă. E făina, e apa, e drojdia, băga la cuptor. Ori a trebui, adică ar fi firesc ca lumea să-și pună întrebări, dar nu își pun. Și atunci, prin acest program, nu este doar un program identitar economic care poate salva o țară și un popor în ultimul moment pe care noi îl trăim astăzi, pentru că noi nu mai producem nimic în această țară noastră, ci desfășoară un cadru amplu de relații umane. Adică devine relația între noi ca oameni, pentru că bunăstarea pentru toți are ca mijloc proprietatea productivă larg răspândită. Ce înseamnă asta? Să produci tu. De la creație, apropo de muzică, da, până la produce legume, fructe și alte alimente. Asta înseamnă relația umană. Și începe, practic, schimbul comercial cu cea mai mare dragoste. Ați văzut când te duci în piață și dai de un țăran autentic. Mai sunt și acum. Și îți vinde din produsele lui, fie că este mărar sau roșie sau orice altceva. Când te vede că tu cumperi de la el, pentru el este o uriașă fericire. Nu este doar banii pe care tu îi dai lui. Și de multe ori ați văzut când îi spui cât costă. Păi costă, cum e acum, nu știu, 10 lei kilogramul de ardei. Îți spune, îți cântărește și îți mai pune vreo 1-2 după aia. Ați văzut? Da. He, du-te asta la... De ce nu fac asta la supermarket? La supermarket. Îți mai pune ceva? Nu. Aia nici nu știe ce pune acolo săraca pe aparatul ăla de care preia chipul de pe produs. Ea nu știe, el pune așa mecanic. Și ați văzut că te duci, de exemplu, să cumperi 5 avocado.
sau 5 produse, hai să o luăm așa, orientativ, la fel. El le pune pe fiecare pe bandă, nu pune 5, pune 1 și pe urmă mulți cu 5. Le pune automat, pentru că nu mai gândește acolo. Doar le ia și spune sumă. Adică de aici aveți că nu există o relație umană. Cum nu există relație între stat și asta mi-am propus să fac în primul rând ca președinte, relația între stat și cetățean. Păi statul este în slujba cetățeanului. Apa. Tu n-ai cum să pui preț pe apă. Și de ce? Pentru că apa s-a dat-o Dumnezeu. E că tu te duci și iei sursa de la Dumnezeu și spui, te costă atâta. Aparte de faptul că astăzi ea este îmbuteliată în plastic. Plastic, da. Adică bisfenoli, fluoruri, cloruri și tu o bei. Acolo este informație. Dumneavoastră credeți că apa este doar H2O? E cu mult mai mult decât H2O. Apa este informație în general. De acolo tu înțelegi ce înseamnă viața, pentru că pământul are 70% apă și corpul nostru are tot 70% apă. Iar creierul are 90% apă. Apa este o chestiune fundamentală, care trebuie să fie gratuit, dată publicului, dată poporului român. Pentru că noi am beneficiat de această țară și de acest pământ prin iubirea lui Dumnezeu. Nu ne-a dat-o nici Bruxelles, nici Washington. Nu ne-a dat țara aceasta. Și tu nu ai voie să vii și să pui preț pe darul lui Dumnezeu. N-ai cum să faci asta. Deci apa trebuie să fie un produs și este un produs divin pe care tu să-l dai gratuit la orice robinet din casa oricărui român, trebuie să curgă apă curată. Nu poate să curgă... Cine bea apă de la robinet astăzi în România? Pe vremea aceea când eu vă spuneam școala mea și liceu, dădeam drumul la robinet și beam apă. Eu nu mi-amintesc că... Dar nici nu era. Era apă, mă scuzați, era apă într-adevăr de aceasta cu gaz. Era Perla Harghitei sau Borsec pe vremea respectivă. De. Sticle. Sticle de sticlă. Dar nu era apă, cum spunem acum, plată de vânzare. Că nu era. N-avea de ce. Era de asta la altă. Aia adevărat. Era firesc. Că n-aveai cum să faci. N-aveai unde să iei. Da. De la robinet. Și puza ta prin parcuri, peste tot, în școală. Era... robinet de apă, cișmea. Cișmea, era... da. Nu mai vorbim de fântâni, de toate astea. Acum din fântână se face toaletă. Sau se face ladă de gunoi. Nu se poate așa ceva. Aici trebuie să înțelegem sinele nostru intern. Cine suntem noi? Știți că este o poveste sacră de pe vremea dacilor și care spune că o lupoaică trebuia să nască. Și-și căuta un loc unde să nască. Ați înțeles? Și sărea, spune povestea, din piatră în piatră. Ca să simtă unde să se ducă. Și sărind de pe o piatră pe alta, exact când era în aer, atunci a născut puiul de lup. Și puiul de lup a căzut fix în mijlocul unei turme de oi. În turma de oi și el asta a văzut prima dată. A văzut oile. A văzut oaia. Și a început să trăiască cu ele. Mergea la păscut, se hrănea cum se hrănește oaia și a devenit, a crescut. Era cu ele împreună. Și la un moment dat un lup bătrân a dat târcoale turmei să prindă ceva. Era foame. Și dând târcoale turmei, a văzut acest lup tânăr în mijlocul oilor, peste oi. Mare, puternic. Și s-a părut așa ceva ciudat și acea de curiozitate s-a apropiat mai mult și fix la el s-a dus. Lupul cel tânăr a fugit, sigur că da, ca orice oaie. L-a prins și a spus, lasă-mă în pace, cruță în viață. Și lupul cel bătrân a spus... Păi ce, nu ești în toate mințile? Ia vină cu mine. Și l-a dus la marginea apei. Și ce, uită-te în apă. Și s-a uitat locul cel tânăr în apă. Și când și-a văzut chipul, și-a dus aminte cine este. Și atunci urletul lupului
lăsat de pădurea divină ca simbol al măreției dacilor, a dat glas. Așa va vedea și poporul român, își va vedea chipul în apă. Și va vedea cine este un popor măreț, un popor de oameni curajoși, de viteji. Deci nu suntem în poziția în care să acceptăm să vină unii din afară și să ne spună ce avem de făcut. Dar cum își poate vedea poporul român reflecția în apă? Atâta timp cât apa e murdară. Reflecția în apă înseamnă căutarea sinelui. Asta fac eu. Și asta este munca mea. Și îmi doresc ca poporul român să înțeleagă cine este, să fiți voi înșivă. Să vă respectați singuri, în primul rând. Și să înțelegem toți, să înțeleagă de către poporul român că cea mai importantă demnitate a vieții este să înțelegi că existența are nevoie de tine și atunci să începi căutarea de sine. În momentul în care înțelegi asta, înțelegi totul. Adică acum oamenii au totul, dar nu se iau pe ei înșiși. Ați înțeles? Da. Și puterea de distrugere trebuie schimbată cu puterea de creație. La fel și cum energia distructivă trebuie schimbată cu energia creatoare. Vedeți dumneavoastră, cu un chibrit poți să apinzi o lumânare, dar poți să dai și un foc la casă. Cu un cuțit poți să tai anafura, dar poți să și omori pe cineva. Și atunci este analiza pe care tu trebuie să o faci cu sinele tău interior. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l faci. De aceea noi am avut aceste mărețe valori, care știau cine sunt. Vedeți, de-aia spunea Gabi Luncă în cântecul de care am spus, de mamă cu biciu mine, pentru că ea spunea, mama i-a spus, de-aia n-a vrut să asculte. N-a vrut să asculte, da. Și s-a dus haihui. Dom'le, era chestie de înțelepciune. Societatea nu investește astăzi ca tu să fii inteligent. Ca să mai vorbesc înțelept, nici vorbă. Diferență între inteligent și înțelept. Diferență mare. Dar nici măcar în inteligent nu investește. Că n-ar niciun interes. De ce să investesc eu ca ăștia să fie inteligenți? Că dacă ar fi inteligenți, ar putea fi rebeli. Și dacă ar fi rebeli, ar pune probleme. Pentru că cel mai important lucru pentru educație, dacă am vrea să fie și eu personal asta tind și doresc să fie o educație reală, adevărată, trebuie să-l înveți pe tânăr să fie sceptic. Sceptic. Adică să pună întrebări. Să nu creadă tot. Să pună întrebări. Da, da, da. Domnule, ăsta este un pahar cu apă. Dar de ce este un pahar cu apă? Dar de unde știu că acolo este apă? Trebuie să pună întrebări. Pentru că atunci, dacă nu pui întrebări, cazi sub șarlatanismul politic. Care primește un telefon și face ce îi se spune. Exact cum s-a întâmplat în 2020. Cu pandemia COVID. Nimica real. N-a văzut nimeni acel virus, dar s-au dat dispoziții precise. Cu un scop. În primul rând să vadă care este gradul de libertate al oamenilor și s-a văzut. Au căzut toți în genunchi, majoritatea, da, covârșitoare. Care este credința? Credință sau deloc? Nici cât un bob de muștar n-a fost credință. Și trei, ca să se meargă pentru pasul următor. Să analizezi, domnule, ce facem, ceea ce va veni în mod special în 2025. Și apropo, ce s-a întâmplat la New York acum, totul s-a jucat pe aceeași poziție pe care toată media, cel puțin românească, nu mai vorbesc internațional, o promovează, schimbările climatice. Să se ajungă să se spună că orice activitate umană are consecințe și promovează schimbarea climatică. Adică să te facă vinovat de ceea ce faci. Și eu vă spun că schimbarea climatică
sau schimbările climatice sunt cea mai mare fraudă și scrocherie din istoria omenirii. Nu există așa ceva. Eu am demonstrat asta personal împreună cu alți oameni de știință, am demonstrat și în fața studenților mei. Nu există așa ceva. Omul, prin orice fel de activitate a lui, nu poate schimba clima. N-are cum. El poate să-și influențeze prin poluare microclimatul. Da. Își distruge apa, își distruge parte din pământ și foarte bine, îl poluează, nu? Aerul, la fel. Da, asta face. Și face în detrimentul lui. Dar nu schimbă clima. Dar aici discutăm de o linie și de un flux natural al Universului. Aici tu nu ai cum să intervii. Pe care l-a avut până acum, să fim sinceri. Despre asta e vorba. E ca și cum, uite, noi stăm în studio ăsta și noi asta îmi spune, dom'le, hai să mutăm studioul puțin, 2 metri mai încolo, că trebuie să stea puțin mai centrat. Și ne apucăm și să împingem zidul. Cam așa ar fi influența omului la schimb. Nu există. Da, exact. Și plus de atât, când ni se spune, zice, dom'le, să reducem bioxidul de carbon, nu? Asta spune. Da. Ăștia nu gândesc și nimeni nu pune întrebări apropo de sceptic. Pe bioxid de carbon, cine are nevoie de bioxid de carbon? Pădurea, plantele. Ele se hrănesc cu bioxid de carbon și împreună cu razele soarelui și cu energia solară dau procesul de fotosinteză, de care noi avem nevoie ca viață, pentru că noi ne hrănim cu oxigen. Fotosinteza este elementul esențial. Dacă m-ați întrebat, eu aș spune atât. Apărați cea mai importantă insectă de pe suprafața planetei, fără de care, cum spunea Einstein, dacă moare această insectă, viața pe Pământ dispare în 4 ani. Care este? Albina. Deci trebuie să încurajăm și să protejăm albinele, să protejăm stupăritul, să protejăm produsele apicole, care sunt de o valoare inestimabilă pentru sănătatea umană. Dar cele adevărate, clasice, nu poți să importi și nu poți să faci combinații doar de genul pentru profit. Ci cele autentice din pământul tău, din flora ta, din pădurile tale. Apicultura și produsele apicole sunt de o valoare inestimabilă pentru sănătatea poporului român, mai ales că medicina preventivă a trebuit să fie prioritate de rang național. Noi ce facem? Noi tratăm efectele, nu cauza. Da. Ministerul ăsta care se cheamă Ministerul Sănătății, eu sincer nu înțeleg rostul. Pentru că el de fapt e Ministerul Bolii. El tot timpul vorbește de medicamente și de boală. Ministerul Sănătății previne. Da, ar trebui să încurajeze să oamenii produse, să facă sport, să exact, facă, numai produse să sănătoase. Un stil de viață sănătos, și care pot fi foarte simple. Așa este. Gândiți-vă că sunt 5 milioane de pensionari. Ce vă spun eu prin programul de hrană, apă, energie? Toate gospodările sărănești, statul să intervină și de la pensionari produse plătite de către stat ca să fie sănătoși. Funcționarii publici, care sunt peste 1,5 milioane, care toți pot cumpăra așa ceva. Ați înțeles? Deci numai că trebuie să existe conducători de glie care să-și iubească poporul. Care nu se poate. Dom'le Georgescu, dar cum putem vorbi despre hrană și despre cum statul se poate implica să furnizeze hrană ușor cetățenilor, atâta timp cât în România, nu știu să dau un procent, cea mai mare parte din hrană e importată. Da, peste 90% este importată. Da. Cum putem stabili păi noi vă spun cum. Prețul atâta timp cât el vine de afară? Păi... De-aia s-a și distrus economia, pentru că s-a stabilit monopolul pieței și s-a stabilit prețul. Ați văzut ca la ciobani. Ciobanul vinde carne de miel cu 5 lei. Păi cum să vină cu 5 lei? 5 lei nu face nici cât, ați înțeles? Așa. Nici cât a investit el ca să crească un miel. Deci este un preț artificial ca să-l blocheze, să-l distrugă, ca să ne alinieze pe toți la această mâncare, nu la hrană. Povestea este nu ce fac ei, asta țin să vă spun, și mă refer la dumneavoastră nu neapărat în poziția de reporter și în această televiziune, ci ca om tânăr. Povestea este ce facem noi. Nu ce fac ei. Ei sunt puțini, domnul Noriu, noi suntem mulți. Fiți curajoși,
fiți demni, fiți uniți. Și în aceste momente de cotitură și pentru aceste alegeri trebuie să fim mulți care să ne să realizăm demnitatea omului. Nu mai vorbim de demnitatea poporului român, care niciodată n-a stat în genunchi în fața nimănui, decât în fața lui Dumnezeu. Noi nu putem să spunem ce fac ei. Am mai auzit, ieri am dat un interviu cu un domn foarte distins, de altfel, la o televiziune, și îmi spunea, din păcate, din nefericire, i-am și spus, domnule, nu mai spune așa, domnule. N-are niciun sens. Cu ce te ajută să spui asta? Din păcat, din nefericire. Ce facem noi? Da, exact. Păi așa a spus nu Mihai Viteazu. Nu stăm să ne plângem, nu stăm să lăsăm energia din jos. Din păcate, sau Ștefan cel Mare, că v-am spus, nu? Nu? Din păcate au venit turcii. Din păcate au venit turcii și sunt domnule, ce, da, sunt peste 100 de mii și noi suntem doar 10 mii. Suntem puțin, nu le facem față. Din păcate. Păi cum? Din păcate. Scăt. Ne organizăm, tu stai acolo, tu stai acolo, îi băgați în mlaștină, le puneți așa niște piedici, arunci cu lemne, cade de pe stâncă, bolovanii puși așa, le otrăviți fântâna, otrăviți apa, faceți cutare. Păi cum? Păi nu există, domnule. Nu există așa ceva. Este abandon total, lașitatea, este mai dur decât orice. Mai bine pierzi, dar lupți. Asta este deviza mea. Dar nu cazi în genunchi imediat, că a spus ăla și ai... Da, domnule, da, ai dreptate. Ce pot să fac eu sunt prea mic. Este lupta lui David cu Goliat. Păi ce spunea David? Domnule, într-adevăr, mă uit asta la Goliat. Băi, Goliat, hai că poate ajungem la o pace cumva. Uite, îți dau și eu un suc și tu mă lași în pace. Și cum? Nu? De ce atunci mergem la biserică? Vă întreb eu. Păi uite, că în pandemie n-am mai fost nici la biserică. Păi, dincolo de asta. Bine, asta este o altă temă. Dacă ai idee... Suntem dispuși să renunțăm la orice pentru Dumnezeu, confort. Dumnezeu îți spune. Ești răspunzător de viața ta. Viața ta, domnul Onoriu, depinde de tine. Nu depinde de altcineva. Viața ta, demnitatea ta, linia vieții tale, depinde de tine. Nu depinde de altcineva. Ei pot spune orice. Ei mâine pot să spună, în acest moment, toată lumea merge în șlapi pe stradă. Ce faceți? Puneți șlapi și mergeți pe stradă? A spus guvernul? Păi de-aia acolo, de-aia îi promovez în acest program democrația participativă. Deci eu asta văd. Orice fel de conducător este în slujba neamului său. Așa cum a fost Mihai Viteazu. Tu nu ai putere ca să ai puterea asupra altora, ci ai putere ca să transformi realitatea. Este total altceva. Și o transformi când ești în slujba și servești poporul tău. De aceea am spus, partidul meu este doar poporul român, pe care îl iubesc și îl servesc mereu. Nu este altceva. Este concept istoric, este linie istorică, este linia neamului. Noi nu putem părăsi. Ca și valorile despre care am vorbit la începutul emisiunii. Noi nu le putem părăsi. N-ai cum să le uiți. Pentru că ele s-au dat scânteia divină a apropierii de Dumnezeu și apropierii de țară. De aceea a fost conceptul acesta magnific în popor român și această triadă imensă om, neam, Dumnezeu. De-aia a fost. Să știți că timpul e pe sfârșit. Am înțeles. Am vorbit eu prea mult. Mă bucur foarte tare că am atins foarte multe subiecte de maximă importanță. În final, aș vrea să vă uitați la cameră și dacă puteți să oferiți un sfat tinerilor care își caută un scop, pe care i-ați îndruma să-și caute în ei înșiși niște valori culturale, spirituale. Fiți voi înși vă. Fiți fericiți pentru fiecare clipă a vieții și ceea ce se întâmplă în aceste momente sunt mirifice de schimbare. Schimbarea este nu doar către voi uitându-mă, ci noi toți trebuie să vă ajutăm ca să nu mai aveți grijă zilei de mâine, ci siguranța zilei de azi. Acesta a fost episodul de astăzi. Doamne ajută!